Bună ziua, dragii mei. Fiecare astăzi o să vorbim despre despre relații. Relațiile noastre cu 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 partenerii noștri sau mă rog, cu altă persoană. Fiecare relație care intră în viața noastră apare întotdeauna pentru a ne învăța ceva. Nu învățăm întotdeauna lecția atunci când o prezintă relația respectivă. Uneori o învățăm mult mai târziu, după săptămâni sau luni de zile sau, poate și, poate și ani. Nu eșuăm din acest punct de vedere. Pur și simplu, a, așa, uite, așa ne ia mai mult timp ca să, ca să putem să tragem o concluzie, să învățăm ceva. Dar, atâta vreme cât învățăm această lecție, nu are importanță, dragii mei, cât timp avem nevoie. Întrebările majore pe care este dorit să ni le punem atunci, când ajungem la sfârșitul unei relații, sunt Mă tratez pe mine însumi cu iubire sau cu compasiune? Îmi iert greșelile și învăț oare eu din ele. Îmi tratez fostul partener uh, uh, și îl privesc într-o lumină pozitivă. Iar dacă nu aveți răspunsuri la aceste întrebări, atunci, atunci, ține minte să nu încetăm să avem această aspirație iertarea. Se produce la timpul ei. Nu o putem forța niciodată atunci când suntem dispuși să iertăm. Nu uitați că iertarea va veni exact, exact ca, ca un dar. Ei, de multe ori în terapiile mele aud de multe ori unele doamne spunând ei, sunt frustrată pentru că prietenele mele s-au măritat, sora mea s-a măritat, numai eu nu-mi găsesc un bărbat. Ei, de ce, de ce spun asta? Iar întotdeauna le pun aceeași întrebare, dar, dar tu ai fost dispusă să te măriți cu acei bărbați? Uită-te bine la ei și, spunem sincer, dacă tu ai acceptat să te măriți cu ei. Ei, și în majoritatea cazurilor, hai să zicem 9 din 10, răspunsul. Răspunsul este nu. Iar atunci, sunt nevoită să le explic. Și tu poți avea o căsătorie de acest tip dacă ai fi mulțumită să te mulțumești cu bărbați care nu sunt la nivelul tău. Dacă ți-ai coborâ acele, acele standarde, dacă ai face asta, află că ai fi nefericită în acea căsnicie. Nu vreau, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar unele femei se căsătoresc din motive greșite cu niște bărbați pe care tu N-ai accepta sub nicio formă, pentru că le vezi, le vezi la nivel de conștiință. De aceea ele sunt căsătorite. Căsă, căsătorite și. Și tu nu. Nu. nu ai motivă să fii niciodată invidioasă pe o femeie care. care. care este măritată. Pentru că tu nu știi, draga mea, care este prețul pe care l-a plătit acea femeie ca să intre în relația respectivă și ascultă, nu știi prețul pe care îl, 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 îl cum se spun îl plătește ea ca să păstreze ca să păstreze acea relație așa că nu vă lăsați păcălită de aparențe nu știți ce este în casa unor oameni, ce se întâmplă în spatele acelor uși închise, dincolo de teatrul pe. Da, ăsta este cuvântul potrivit: teatrul care îl joacă ei în public sau. Ceea ce postează uneori pe rețelele de socializare. Aceasta este este, acesta este clipul de astăzi. Să vedem cum, ne putem, cum putem relaționa într-o într -o relație și atunci când ne dorim, mă rog, un partener sau, mă rog, de ce, de ce nu putem avea un bărbat în viața noastră. Dragii mei, mi-au la revedere de la voi. Nici nu vă mai spun unde mă găsiți și ne vreți să mă găsiți, mă găsiți. Așa că n-am decât să închei cu fraza mai magică. Vă transmit din suflet iubire și lumină. Pe curând! Vă sărut!